băncilor care în ultimii 10 ani de zile nu au declarat profit. Știți foarte bine că primul ministru Mihai Tudose a criticat foarte dur atitudinea acestor bănci și potrivit ziarului financiar, acestea sunt băncile din România care în perioada 2008-2016, aproape 10 ani de zile, nu au declarat profit. Le vedeți pe ecran cu cifra din dreapta care reprezintă suma în lei și pierderile pe care le-au declarat. Aceste bănci acordă credite atât cetățenilor, persoane fizice, cât și firmelor. Aceste bănci, atenție, nu sunt nici falimentare, nici rele, nici de condamnat. Ele pur și simplu sunt criticate de primul ministru pentru că nu au declarat profit. Cifrele au ieșit la suprafață. Totalul pierderilor nete pe anul 2015, priviți acolo pe ecran, o să recunoașteți dacă aveți vreo bancă de la care ați luat credit sau care, mă rog, ați avut vreo relație juridică, financiară cu această bancă, pierderile totale ale acestor bănci, 749.427.595 de lei, adică peste 150-160 de milioane de euro. Ele în continuare trăiesc în România și întreba primul ministru din ce trăiesc dacă ele nu declară profit, cum plătesc salariile, cum plătesc sediile. E treaba băncilor, dar cu siguranță trebuia să vedem această listă, pentru că premierul le-a criticat, a vorbit despre ele, a creat o frământare puternică în sistemul bancar. Dom'le, care sunt băncile alea care sunt pe pierdere? Care sunt băncile care nu plătesc taxe și impozite statului român? Informația complementară acestui tabel foarte interesant din punctul meu de vedere, repet, aceste bănci nu sunt de condamnat, nu sunt rele, pur și simplu sunt cele care n-au declarat profit. E, mă rog, treaba primului ministru, e treaba a finanțelor, a BNR și a ANAF-ului să descopere dacă e ceva în neregulă cu nedeclararea de profit. Eu cred că, mă rog, au folosit niște mecanisme de a scoate mai mulți bani afară în așa fel încât să salveze profitul de aici din România. Dar atenție! Primul ministru a spus la Antena 3 săptămâna trecută la emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea că deja unele bănci au început să facă declarații rectificative din urmă și probabil unele din băncile cu pierderi pe care le vedeți acum pe ecran ar putea să-și revizuiască poziția, atitudinea și cifrele și să zică, de fapt, știți, am avut profit mic pe ultimii 2-3 ani ca să iasă din raza de acțiune a controalelor ANAF și a criticilor primului ministru. Daniel Zamfir. Domnul Tudor, în primul rând, lista pe care ați prezentat-o dumneavoastră nu e altceva decât o listă cu pierderile contabile ale băncilor. N-aș vrea să intru în foarte multe detalii, să plictisez lumea, dar e o mare diferență între pierderile financiare și pierderea contabilă. Acestea cele oficiale la care avem noi acces. Pierderea contabilă, nu, eu am vrut să am acces și la, că poate apelez la domnul lider de grup al PSD-ului, domnul Mișa, eu am solicitat de mai mult de o lună de zile să prezinte la Comisia Economică lista cu acele bănci. Nu o prezintă. Eu l-aștept și mâine, că și mâine are o invitație, l-aștept și mâine să vină, că nu vreau să discut. A apărut în ziarul Bursa o listă, apare cu ziarul financiar o listă. Totuși, Parlamentul ăsta e ceva sau, dacă vrea domnul Mișa, spune între dinți ceva, nu prezintă la comisie, nu sunt de acord cu tipul ăsta de atitudine. Asta e o pierdere contabilă, spuneam. În pierderea asta contabilă, de exemplu, domnul Tudor, intră și niște credite neperformante, de exemplu. Creditul doamnei Udrea, al lui Remus Truică. Astea sunt trecute la pierderi contabile ale băncilor. Mi se pare în regulă? Remus Truică n-are la băncile care păi nu știu, sunt pe ecran. Am dat un exemplu de tip de credit. Toate neperformantele astea. Udrea și Truică au făcut profit. Toate neperformantele astea, da, dar profitul e diminuat cu acele credite, domnul Tudor, ceea ce nu e în regulă. Au dat zeci de milioane de euro unor șmecheri și n-au recuperat. Nu e în regulă, dar apropo de, știți cum, cu băncile acum e rezolvată problema, că se plâng că sunt într-o, cu split TVA asta, cu noua măsură fantastică pe care o introduce guvernul Tudose, mai bagă vreo 30 de milioane de euro pe an în buzunarul băncilor. De ce? Total, adică, cum să spun eu, profit curat, curat, curat. Păi să vă comisionul spun, la tranzacțiile bancare pe contul de TVA. Toate întreprinderi, vedeți, și eu știa cum faci. Acolo fiecare întreprindere. Banii scoși, și știți foarte bine ce evaziune există încă pe plata TVA. Nu acolo, nu în zona întreprinderilor mici și mijlocii, mare evaziune. Dar se întâmplă următorul lucru, că vorbeam de bănci. Aici fiecare IMM trebuie să-și deschidă două conturi, asta de TVA,
numai deschiderea celor două conturi. Cum e la trezorerie? Deschiderea celor două conturi. Comisiune. Așa. Da. Deschiderea respectivă înseamnă vreo 18 milioane de euro pe an pentru toate băncile vorbesc, plus comisionul când se transferă banii, aproape 30 de milioane. Cadou curat dat băncilor. Asta ca să nu mai plângă, că știți, acum mai nou, știți ce se plâng, domnul Tudor, că am mai vorbit la o emisiune. Domnule, este incredibil, oamenii ăștia mi se par... Care dintre ei? Anumiți banchieri, că nu toate băncile, vedeți, eu când am început cu darea în plată, nu am avut o problemă cu sistemul bancar. Domnul Tudor se are o problemă cu sistemul bancar, eu nu. Eu am probleme cu etica bancară, cu practicile bancare. Acum sunt supărați băncile, că am eliminat la Senat și domnul Șerban Nicolae a susținut, a votat ca tot PSD-ul, să eliminăm comisionul de interogare a soldului de la carduri. Ceea ce mi se pare un lucru absolut de bun simț. Nu este o sumă foarte mare, mai dar este extrem de deranjantă. Pentru pensionari sau pentru cei pentru care oricine, domnule, au sume mici pe carduri. Pentru oricine, când primesc salariul pe card, dacă vreau să mă duc să văd dacă mi-a intrat salariul ăla, de ce mă taxezi? Că oricum mi-e comision că mi-intră banii pe card. Și că mi-administrez contul. Că mi-administrez contul, da. Au introdus acum la Camera Deputaților un amendament, Asociația Română a Băncilor, prin care vor să reintroduc acest comision de interogare a soldului. Eu o să fiu prezent la toate comisiile să susțin amendamentul ăsta. Nu cred că până acolo vor merge. Adică toate lucrurile astea pe care le-au făcut băncile, tu mi-au plecat de la o lăcomie care, din punctul meu de vedere, este de neînțeles.